care țipau și care urlau și care amenințau și care ne certau, să nu care cumva să dați nu știu ordonanțe. Îi vedeam și pe ai noștri de la guvern care și ei țipau și strigau, cum vă permite să ne spuneți nouă asta? Dar și unii și alții știau că nu se vor da ordonanțe. Atunci pentru cine era acest teatru? Și eu cred că domnul ministru Toader să înțeleagă că nu mai poate continua așa. Trebuie să înceteze cu această atitudine. Mulți colegi îmi spun că, de fapt, toată intenția dumnealui a fost, din ianuarie, să ridice aceste subiecte în dezbatere și ca să discutăm 3 luni de zile, nu de ce avem de făcut în România, România reală, nu România imaginară, și a tot anunțat că va da niște ordonanțe de urgență care, de fapt, nu s-au dat și, care, și despre care cred că nici nu avea intenție să le dea vreodată. Deci eu cer guvernului în mod ferm să înceteze cu această discuție nesfârșită. Da, și discutăm în continuare despre ce a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, cu senior.